Hei, salutare la mare, eu sunt Hunter și astăzi vă arăt în Raid Shadow Legends cum să upgradați iteme și eroi. Pentru a upgrada iteme, mergeți la campioni, aleg un erou, chiar de început. Avem aici itemele, acestea sunt deja upgradate, nu o să mai upgradez, dar ca să știu cum să le echipați, da? Dați pe el. Și aveți toate itemele care puteți să le selectați, setul de HP. Asta ce înseamnă? Dacă ai două iteme din setul respectiv, primești bonus de 15 HP. Dacă ai toate 6 itemele, primești 15 cu 15 cu 15, care înseamnă 45. Plus bonusurile care le are fiecare item în parte. Aici apar itemul meu. Da, bine. Ca să vedeți diferența, 20 de 25, adică hot. Eu am setul de lifesteal, care este de 4. La 4 artefacte, iau 30% HP din damage. Asta este de HP, pentru e bun pentru eroi cu mult HP, care au bonusuri de damage pe HP. Asta că l-am eu pe atac, am set de HP de atac. Să futeați să dau atac. Bine, setul de atac poate să fie mai bun, dar l-am preferat pe ăsta că e de 5. Apoi ca să upgradezi, pentru asta am venit. Deci un item, da? Ai vrei să zicem că vrei să upgradezi itemul, nu știu, ăsta, da? E legendar, are 5 stele, are bonusuri, critical rate, acuratețe, HP, ăsta e bonusul principal, mulți axează mai întâi pe ăsta și după aia pe astea. Upgrade, perfect. Se bagă în secțiunea de upgrade, poți să upgradezi un level sau poți să upgradezi o dată. La o dată, bine, până la plus 4, itemul iese de fiecare dată. Și la când faci un rank, la, cum vedeți aici, din 4 în 4 levele, de pentru increase substat, îți dă bonus la un substat. Hai să-l avem. Deci ne-a dat la HP. Avem 9% HP. Dacă te simți norocos, poți să dai upgrade to level 16, să pleci de la calculator sau de la telefon și să aștepți până se upgradează. O să dureze ceva, dar trebuie să faci. Apoi avem enchantul. Enchantul aici e distracție, dar nu o să folosesc pe itemul ăsta pentru că e un item bun. Vreau un item mai slab, de exemplu ăsta, da? Avem acurat HP defense. Mergem la upgrade. Poți da upgrade la acuratețe, HP defense. Da, avem aici acuratețe, HP. Eu o să vreau pe acero, HP. O să bag HP de ostea, da? Ostea îți dă între 75 și 100, 2 stele în stele de 125. 175, da? Men defense 45, mă zice acuratețe. Bine, o să bag doar pe HP, e ceva HP. Enchant, om. Doar un enchant poți să-l bagi, atâta. Nu mai poți să bagi altul. Oh, da, poți să mai bag altul. Wow, nu știam că poți să bagi multe enchanturi. E poți să bagi enchantul până nimerești bonusul maxim. Așa cum poți să bag de... Ok, am descoperit eu pe tutorialul meu ceva nou. Nu știam. Bun, acum știu că pot să-mi upgradez runa de câte ori vreau. La început, prima oară trebuie să bagi doar o piatră. Nu mai mergea, acum merge. Ca să deblochezi sloturile de iteme, trebuie să faci erou ascendent cu mov. 6 stele. Asta are doar 5 stele. Deci să-l fac 6 stele, el e maxat la level, deci am e levelul maxim. Apoi îmi trebuie 5 eroi de level de 5 stele, da, destul de greu să faci rost de 5 eroi. Ca să poți să-l faci pe ăsta de 6 stele, după ce îl faci 6 stele trebuie să faci mov. Și apoi poți să echipezi un item din categoria banner, da? Aici sunt inele, amulete și bannere. Destul de greu, da. După cum se vede, am un erou de level 6, dar n-am banner. Și ăsta este upgrade-ul de iteme. Acum să vă arăt upgrade-ul de eroi, da? Să spunem că avem un erou, aici poți să faci level, levelul este destul de ușor de făcut. Alegi un erou, ai două variante, ori varianta cea mai ușoară, dar nu prea recomandată, nu acum, să bagi de-astea poțiuni de XP. Vă arăt o diferență aici, avem poțiuni roșii care dau bonusuri pentru eroi roșii, albastre, verzi și mov, da?
Dar diferența este de bonusul de XP pe care îl primești. Dacă bagi de erou respectiv, ia 18.700, dacă nu, ia 12.000. Nu recomand să-i rosiți alte culoare, nu recomand să folosiți pe eroi de level mic. Recomand să le folosiți, să le păstrați pe astea și să le folosiți la eventuri. Sunt eventuri de increase level la erou sau increase level și rank și atunci băgați multe și level și rank și faceți și eventuri și primiți bonusuri. Da. Sau zoom-ul mărește caracterul. Sau mai simplu cu alți eroi. Dar ca să vedeți o diferență, poți să pui în erou de ăstea care îmi dă 1600, erou de 2 stele care îmi dă 3500 sau erou de 2 stele care și-a luat level dă 4000. Nu știu care e diferența, că ăsta e de 4 și îmi dă 3800, deci că bonusul de XP care le se adaugă. Dar îi pierzi pe ăștia. Nu recomand. Îți pui un erou de ăstea, bine, erou, eu o să pun mai mulți de ăstea. Level 1, 1600, oh, și să zicem că îl facem level 4, level 4 is... Când ajungi cu un erou level maxim, o să-i dai upgrade rank. O să iau pe ăsta, o să-i dau upgrade level, pentru că am nevoie de el. Să bag... Ok, mă. Vreau să nu consum prea multe XP, vreau să bag și eroi. Labradăm o dată, îl facem 19. Îi sare HP, îi sare atac, îi sare tot, ok? Mai băgăm încă o dată în el. 20, da? L-am făcut level 20. Acum mai pot să... Ai făcut level 20. Îi dai upgrade rank. Upgrade rank îți trebuie pe 2 eroi de 2 stele, de exemplu asta și cu asta, nu contează care. De upgrade rank, bam. La 2 stele a sărit la 3 stele, dar i-a scăzut levelul la 1, i-a scăzut HP și toate astea. Acum nu vă temeți, pentru că el are 3 stele, când ajunge la level 20 deja depășește statusurile originale. La level 30 se duce peste, da? Când faci upgrade la rank, poți să folosești chiar și pui ăștia, nu știu, a fost adăugat de când, ca să nu-ți strici eroi. Nu strici alți eroi, bagi pui. E ușor. Apoi avem upgrade skills. Ca să-ți upgradezi skill-urile, ai două variante. Ori folosești o carte, și nu recomand să folosești cărți de level mai mare decât carte care fost. E un elou de 2 stele, nu prea ai ce să faci. Ești de 100 și 2 stele nu recomand să investiți cărți mic în ei. De la 3 stele. La 3 stele puteți folosi cartea asta. Și anume... E rară. Carte rară de XP. Asta e carte epică și mai este carte legendară. Mărește un level... Da, ai la nimeni real aici. Nu știi care. Ele poate să mărească la orice. Și sunt eroi care au câte 4 skill-uri și îți măresc la toate. Sau, asta e cu cartea. O să pui 6 cărți și îți mărește 6 levele. Sau dacă nu vrei să pui carte, farmezi, dacă știi că poți să farmezi erou respectiv, eroi care se pot farma, bagi încă o dată erou respectiv și mărește levelul la skill. O să folosesc erou ăsta pentru că nu am nevoie de el. Să vă arăt exact cum funcționează. Upgrade, da? Mi-a făcut level 2, Piercing Bolt. Care îți dă extra damage, da? Până la skill-uri, aici. Cum se vede, s-a făcut albă, 5%. Astea așa se măresc levelele. Când ajungi level maxim, nu mai poți investi la... respectiv nici nu-ți mai dă voie să pui cărți. Chestia nasoală e că nu poți să alegi tu ce să dă la random. Sau nu știu eu acum. Până și aici. Poți să folosești cum sau campioni duplicați ca să mărești level. Așa, după level avem ascent. La ascent faci de la 2 stele, nu, colorezi teaua. Avem 2 stele mov și una galbenă. Și când o facem pasta galbenă, încă una mov. Trebuie poțiuni verzi și poțiuni albe. Ascend, bum, e mărit levelul. Ca să faci jos de poțiuni trebuie să farmezi în dungeon, iar dacă crezi că nu ai suficient de poțiuni, exemplu, uite cum e aici, ai 0 poțiuni albastre, ai 25 de astea, poți să folosești 10, deci numai câte 10 îți dă voie. Din 10 albastre îți dă una albastră superioară.
costă ceva bani, într-adevăr. Dar dacă ai nevoie neapărat să faci, vei folosi. Cam asta e și cu upgrade-ul. Aveți întrebări, dați-le în comentarii și vă voi răspunde cât de cum. Ne auzi data viitoare.